Salutare prieteni, eu sunt Sordaciu și acesta este episodul 29 din seria de Clash Royale. Bine ați venit la un episod nou din această serie. Astăzi avem de deschis 4 cufere, 2 gratuite, 1 de argint și un chrome chest, dar asta la final de episod. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe noutăți, episoade, serii noi. Înainte să mergem să ne disputăm cele două partide de astăzi, vreau să mergem în shop să vedem ce mai este pe aici. Spear Goblins, n-avem nevoie nici de Bomb Tower. De vrăjitoare am avea nevoie, însă nu dau 2000 gold pentru un cartonaj. Mai bine așteptăm să ne pice în chesturi. Acesta este deck-ul, n-am mai schimbat nimic la el. Băieții pe aici cu mesaje, activitate multă pe aici. Vă aștept și pe voi. Cine vrea să lase o cerere, iar eu o să o accept. Haideți să jucăm primul meci din acest episod, să sperăm că o să debutăm cu dreptul. Arena 3, Barbarian Bowl, Adi 6 este 4, nivel 4 ca și noi. Ia să vedem. Ce punem? Skeleton Army și vrăjitoarea. Să sperăm că am pus bine. Pare că am pus bine, punem și gigant aici. Să rămână vrăjitoarea în spate. Ah, aproape ne-a omorât vrăjitoarea, nu-i bine. Dacă capul că să dea și... Da. Cred că-i dăm jos turnul. Și... Baby Dragon, nu. Dă-mi el. Ah, o să-mi omoare vrăjitoarea. Da. Știam că așa o să se întâmple. Punem Walkire aici. Și s-au dus Skeleton Army. Acum așteptăm să se întoarcă. Avem nevoie de elixir. Punem așa. Așa. Se duce la Goblin Hood. Noi acum ce punem vrăjitoarea. Ia să vedem. Trebuie să câștigăm neapărat. Farmat speranțe că reușim să debutăm cu dreptul în acest episod. Hai baby dragon. Imediat intrăm în ultimele 60 de secunde. Trebuie să fim atenți ce punem. Ai vrea să merg cu gigantul. Apoi mergem și cu gigant skeletonul. Skeleton Army. Ajutoarea. Haide toți. Aproape am murit. Hai că trebuie să câștigăm neapărat meciul. Să ajungă gigantul. Vedem aici. Și ne ducem. Gata. Vreau victorie cu 3. Dar trebuie să trebuie bine și cu una. Da. Victorie cu o coroană. Este ok. Bun. Nu contează că e cu una, că e cu 3. Important este că luăm 30 de trofee sau 20, da, 28 de trofee, un silver chest și 5 bănuți. Mult succes pe mai departe, Adi. Acum o să deschidem crown chest-ul. Vreau să-l deschidem. Să vedem ce o să primim. Da, să vedem. 251 gold, 2 diamante, 4 cartonașe de Spear Goblins, 12 de Cannon, 14 de Bomber, astea-s bune, și Muschetar 4. Noi nu prea mai folosim Muschetarul. Asta este. Mergem pentru al doilea meci din acest episod. Oare îl vom juca în Arena 4? Ia să vedem. Da! Arena 4! Ia să vedem ce punem aici, că deja crește nivelul.
punem așa. Trebuia să o punem mai sus. Da, mă, trebuia mai sus, mă, să o pun. Și distrugea minionii. Aruncă bona, nu, este ok. Măcar două lovituri. Da, niciuna nu a făcut să văd. Din păcate. Trebuie să așteptăm acum elixirul. Sper să nu pună înaintea noastră. Haide, haide, are bun tower-ul. E bine. Mă așteptăm. Haide. Așa, ok. Nu cred că apucă să dea, ba, dar aruncat una. Acum să punem gigantul cu vrăjitoarea, oare? Nu, punem așa. Ia să... Ah, are bomba roșie, arunca, distruge tot. Mai bine puneam cu vrăjitoarea, punem contract, punem caron acum. Și o victorie la o coroană ar fi destul de ok. În condițiile în care deja jucăm în arena 4. Dacă mai dădea una. Pe undeva este egalitate, intrăm în ultimele 60 secunde imediat. Vreau să pun acum pe evitarea. Să mai punem, să mai punem bombarul. Haide, 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 haide. Baby Dragon. Skeleton are o problemă neapărat. Trebuie să ajungă gigantul. Foarte bine. Acum punem gigantul nostru. Mini Pekka. Se punem un Valkyrie. Bombero. Bine, bine. Bine că pierde meciul. O să ne intrăm în pronunții acum. Prăjitoarea. Ce să punem Baby Dragon? Nu reușim să ajungem să-i dăm damaj. Poate acum, da. Dar cu ăștia mici reușim ceva. Ah, pot să pun în răzută. Cred că se termină egal. Da, nu se știe. Dacă ajunge gigant, nu ajunge gigant. Din păcate. Cred că va fi egal. Ia să vedem. Da, egal. Ce să facem? Meci egal, meci egal. N-am pierdut, dar nici n-am câștigat. A fost un meci strâns. Ce să facem? Acum o să deschidem chesturile, începem cu cele gratuite. Ia să vedem. 36 gold, 4 cartonașe de arcaș, Barbarian Hood și putem să ducem la nivel 2, dar nu-l folosim. Încă un cufăr gratuit, 36 gold, 4 de Spirit Goblins, deci numai de iadă și racheta. Un cartonaș, nici pe asta nu-l folosim. Și ultimul cufăr din acest episod, 25 gold, cel de argint. 4 Spear Goblins, Tombstone. Bă, dă-ne mă ceva din deck-ul nostru, n-am mai luat de mult ceva. Ce-ți facem, asta este, prieteni, ne oprim aici. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade și serii noi. Eu sunt Surdaciu și până data viitoare, dau cu pace. Vă aștept în următorul episod. Pe data viitoare.